Deschideți cu mine la Psalmul 34, câteva versete. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul, mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Doamne, așa ne ajută în seara aceasta. Să mai gustăm din Tine care am și gustat deja. Pentru care încă n-au gustat, să vină cu încredere și să guste, să vadă cât de bun ești Tu, că Tu ești păstorul cel bun, cel minunat. Doamne, Te rog, dă-mi o limbă iscusită, o inimă liniștită și ajută-mă ce mi-ai pus pe suflet să pot transmite fraților mei, surorilor mele, prietenilor care sunt aici în seara aceasta și dă-ne Tu această inimă și ajută-ne mergând acasă de aici să spunem cu adevărat în această seară la Sfânta Treime am gustat și am văzut ce bun e Domnul. Amin! Vă rog respectuos să vă reașezați în locurile voastre confortabile. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Spune Psalmul 66, versetul 20. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Și cei care au fost aici joi seara, spune așa de frumos fratele Liviu, un aspect adânc, noi când suntem adunați așa într-o congregație, să nu fim ascultători, să fim împlinitori și Doamne, ajută-mă să fiu împlinitor și ajută-ne să fim cu toții împlinitori. Dacă țineți minte, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, era aici o familie din Australia, Daniel și soția lui și 3 copilași. Ei, când au fost ei aici, au stat la noi câteva seri și unde să-i duci pe lângă Cluj? Acum Vivo și Iulius nu era o mare diferență pentru ei. Am zis să-i ducem pe la Cheile Turzii, că e chiar un peisaj frumos. Și ne-am dus acolo cu ei și încă alte câteva familii, am fost câteva mașini. Și unul așa din grupă mai aventurier, un picuț, nu zic cine, nu-i de aici din biserică oricum, zice, mă, hai că vă duc eu la un loc așa unde numai noi ajungem, trebuie numai să trecem cu mașinile o apă. Mergem. Și am trecut apa respectivă, vreo 4 mașini, parcă sau 3 câte am fost. Am făcut un foculeț acolo, mici, și așa cum plouă astăzi de frumos, că mi-aminteam de lucrul ăsta, a plouat torențial, dar nu unde eram noi, undeva mai departe. Și în timp ce ne mâncam noi liniștiți mititei, părăuțul ăla ce era lângă noi, ne-o lua prin surprindere și ne-o stins focul, o mișcat copiii, pătura, nu mai știam cum să adunăm de ele. Și ăștia la un moment dat au zis, mă, dar asta înseamnă că noi nu mai ieșim de aici. Și din ei rapid s-a urcat prin mașină, când am văzut cum merge mașina prin apa aia, am zis, wow, nu prea îmi vine să mi-o bag prin apa aia. Deci s-a lărgit foarte tare părăoașul respectiv. Și a ieșit o familie, a ieșit cealaltă familie, mă urc și eu, zic, mă, mai bine o las aici. Eu am mai înecat o mașină mai demult și chiar nu-i plăcut deloc tot evenimentul și cu asigurările și prin ce am avut de trecut. Am zis, știi ce, eu o las aici. Și am lăsat-o acolo, am trecut cumva dincolo, în fine, ne-am dus, ne-am plimbat cheile, acolo nu ploua deloc. Dar atâta era de murdar, apa aia venea de undeva de departe. Venea constant, ne-am pus niște bețișoare și acum mă măsuram să văd, scade sau urcă, ce se întâmplă, că mașina mea a rămas pe locul fericit. Și eram cu 3 copii, nu? Și cu Simila. Și până am făcut noi turul ăla prin chei, așa și ne-am plimbat, am venit înapoi, ne uitam la bețișoare, mă, un pic a început să scadă. Deci suntem unde trebuie, dar era mulți copii și așa, am zis, o lăsăm aici și vin dimineața. După mi-a venit o idee, mă, știi ce, decât să venim iară dimineața, eu stau aici ca apa asta scade. O aștept să scadă și când scade,
vin, o scot. Și am, așa am făcut. Au plecat toți acasă, au avut loc în mașinile celelalte, cumva, au încăput toți, s-au dus și pe Simi, copii acasă, musafirii și așa. Și am rămas acolo. Și acum ce să faci? S-a făcut așa o liniște, parcă toate umbrile, toți copacii, apa. Am stat, m-a prins noaptea, am stat multe ore. Și mă gândeam așa, mă rugam Domnului și îmi aminteam de Filip care mi-a zis de data asta să am un mesaj. Și începeam așa să, hai că încă nu l-am adâncit, acum e un moment cel mai oportun. Și stăteam acolo și mă gândeam foarte mult la versetul acesta, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și mă uitam la David și contextul în care a scris lucrul respectiv. După aia tot adânceam prin psalm și acolo a luat mesajul ăsta așa oarecum un prim pas. Și Domnul să ne ajute să fim împlinitori. Ei, vedeți, sunt anumite momente în viață când nu mai ai nevoie să auzi niciun alt lucru decât faptul că Dumnezeu este bun. Sunt sezoanele alea când totul e perfect, așa? Sunt unele așa, deci parcă toate merg, vorba ardeleanului, ca pe roate. Dar vin momentele alea când parcă totul tot se năruie, parcă nu mai face nimic sens. Te duci, îți faci analize, te sună doctorul, hai că trebuie să discutăm ceva între patru ochi, deja știi care treaba, îți vine acasă băiatul, mă, sunt îndrăgostit. Doamne ferește, numai că pe partea cealaltă. Deci toate lucrurile posibile așa care simți că nu mai e nimic. E momentul ăla când ești absolut la zero, pe punctul zero. Ăla e un moment mai critic în care tu cu adevărat și sincer îți dai seama ce mare nevoie ai să auzi că Dumnezeu este bun și El poate face diferența. Cel mai extraordinar lucru posibil nouă oamenilor este să gustăm și să vedem cât de bun este Domnul. Și dragilor, ce înseamnă să gustați? Și David, tot m-am uitat când a vorbit lucrul ăsta, să știți că nu era metaforic. Nu ne oprim doar la cuvinte. Dacă țineți minte de prin cronici, David a chemat prin acest psalm, și nu numai David, deci e vorba de o echipă de, că și fiii locore și psalmiști în general, dar David e nucleul acolo, pentru că el era și în momentul respectiv foarte implicat cu templu și așa. El a chemat la templu, dacă citiți prin cronici, 4.000 de orchestranți erau acolo și 288 de coriști. No, ăștia cântau 24 din 24, așa că n-au orat după parcă ni greu. Nu, ne adunăm vineri, 5 cântări, ne mai adunăm la ora 4 duminică să le pregătim ălea. No, imaginați-vă că ăștia 4.000 de orchestranți scrie acolo și 288 de coriști cântau fără încetare 24 din 24 acești psalmi care nu făceau altceva decât să vorbească de bunătatea lui Dumnezeu în opoziție cu răutatea lumii. Și dacă citiți în continuare că mesajul e altul acum, vedeți că așa de trist, istoric, vorbind imediat după David ce se întâmplă și după încă o generație și încă o generație și încă o generație și parcă poporul evreu. Dar totuși a avut tot un motiv. Ceea ce Dumnezeu a pus în sufletul lui David și celorlalți salmiști și lucrarea extraordinară care s-a început acolo, a culminat la Golgota. Aproximativ după 1000 de ani, Iisus Hristos murea între cer și pământ. Și asta era culmea dragostei lui Dumnezeu. Vreau acum de început să ne întoarcem iară la David și la psalmiști și foarte repede o să mă duc prin patru lucrușoare care pe marginea pârâului, acolo mi le-a scos Duhul Domnului în evidență și am să citesc multe pasaje din psalmi și văzând așa câțiva psalmi, în primul rând, bunătatea lui Dumnezeu ne iartă. Psalmul 51. De la 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, zicea David acolo, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Deci bunătatea lui ne iartă. În al doilea rând putem să spunem că bunătatea lui, bazată așa din psalmi, ne călăuzește. Uitați-vă la psalmul 94, 18. Ori de câte ori zic mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijină totdeauna. Dacă ne uităm la psalmul 143, 8, fă-mă să audiți de dimineața ce? Bunătatea ta, căci mă încred în tine.
Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalți sufletul. Psalmul 138:8. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale. Care sunt lucrările mâinilor lui? În al treilea rând, bunătatea lui ne izbăvește. Psalmul 44:26. Scoală-te ca să ne ajuți. Izbăvește-ne pentru bunătatea ta. Psalmul 109:21. Iar tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina numelui tău, căci mare este bunătatea ta. Izbăvește-mă, sunt nenorocit și lipsit. Îmi e rănită inima în lăuntrul meu. Psalmul 57:2. Eu strig către Dumnezeu, către cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El mă va izbăvi din cer, în timp ce prigonitorul meu mi-arunc ocăr, dar Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Mergem mai departe. Psalmul 90:14. Satură-ne în fiecare dimineață. De ce? De bunătatea ta. Și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Așa aș vrea să ne conectăm în scriptura aceasta, în versetele acestea extraordinare, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 100, versetul 5. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. În al patrulea rând, desprins de aici din psalmiști, aș putea să spun, bunătatea Lui ne aduce la mântuire. Psalmul 85:7. Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Și un alt pasaj care explică bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea aceasta dumnezeiască, extraordinar de frumos, Psalmul 103:12. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Asta e dragoste dumnezească. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Doar țărână. Și dragilor, vreau să trec de la David și de la psalmiști, să ajungem unde vreau să ajung cu mesajul, la Hristos. Pentru că El este jertfa perfectă, e ceea ce culminează bunătatea lui Dumnezeu. Pune-te, rog, Tit 3:4, extraordinar, așa de frumos. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi, neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos. Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Ce pasaj extraordinar! Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni? Aici culminează dragostea lui Dumnezeu. Gustați și vedeți cât de bun este El. Dragilor, bunătatea lui Dumnezeu e perfectă. Vino și gustă. Nu vă chemăm la o religie, vă chemăm să gustați, să vedeți ce bun este Domnul. Oamenii pot să fie chiar foarte, foarte morali și religioși. Vi-l amintiți pe Saul, pe Pavel, care a fost numit mai târziu Pavel, înainte să-L cunoască pe Hristos ca Domn al vieții lui, a fost foarte religios, a fost fariseu, a fost învățat, a fost disciplinat și el a prigonit biserica crezând că face un bine lui Dumnezeu, crezând că sunt niște oameni eretici. El, în sinceritatea lui, considera că făcea bine, era foarte religios. Ei, nu-i vorba de religie aici, e vorba să guși din Dumnezeu și să ai parte de Iisus Hristos și El să schimbă perspectiva vieții pentru totdeauna. Diferența de după întâlnirea cu Domnul e ceea ce s-a întâmplat în Pavel după ce a gustat. Și vreau să citesc ceva din Filipeni 3:8. Auziți ce spune acest Pavel după ce s-a dezbrăcat de sine? Bancă cu referință la lucrurile din trecut și ceea ce
era el așa ca pregătire și ce făcea și râvna lui și așa. Ba încă așa cum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoștinței lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru el am pierdut toate și să le socotesc ca un gunoi ca să câștig, ca să câștig pe Hristos. Deci și faptul că a prigonit creștini, și faptul că avea școli în alte locuri unde a studiat, fariseu, așa mai departe, l-a citit, cunoașteți, toate le vedeau în gunoi față de bunătatea lui Dumnezeu. Să spunem și noi azi, Doamne, în dreptul fiecăruia din noi, tot, indiferent de cariera mea, de ce am pornit din liceu, de unde, din universități, din ce am încercat, de câtă pregătire într-o zonă sau alta, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus, Domnul meu, tot pălește, așa e? Să ne cercetăm și să spunem lucrurile acestea. Când cineva încearcă să descrie cât de bun este Domnul, cuvintele sunt prea puține. Și dacă sta acum o jumătate de oră să vă citesc tot ce am găsit despre bunătatea lui Dumnezeu, o oră să stau, două ore, până la nouă să stăm, știi cât ar fi? O picătură în ocean din măreția și splendoarea lui Dumnezeu și a bunătății lui față de noi, oamenii. Și haideți, dragilor, acum să mai plecăm la alte aspecte, niște aspecte practice. Ce înseamnă să guși și să vezi cât de bun este Domnul? Este o experiență adevărată. Cum putem gusta pe Domnul? 1. Aici sunt câteva puncte, vreo 3 puncte parcă am pus jos. Să-L cauți. Ce spune Ieremia 29:13? Cred că știți pe de rost majoritatea versetul. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Cred că cuvântul care trebuie dat cu verde, rozul, piros, ce vreți acolo, îi dacă. Îi scurt, l-ai condiționat. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Și să știi că Dumnezeu, Iisus Hristos, e gentleman, e fin, nu obligă pe nimeni. Țineți minte versetul acesta, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și citeam versetul și m-am gândit, wow, de ce voi cina cu el? Așa de importantă mi-e mămăliguța? Am nevoie de Hristos, sunt disperat, sunt droguri, sunt adicții, sunt probleme. Mămăligă întrebă. Voi intra la el, voi cina cu el. Un pic de pui prăjit, un șnițel, un... De ce să cinesc cu mine, Doamne? Eu am nevoie de tine, sunt lipsit, sunt gol, sunt un netrebnic, sunt nimeni. Mâncare irelevantă, nu și-are loc aici. De ce să cinesc cu mine? Și am adâncit mai mult și am înțeles un lucru. Așa de multe ori Iisus Hristos, când se ducea undeva, zicea Scriptura că a rămas și a cinat, și a avut masă, și a servit masă și așa. Și cercetând lucrul ăsta în Scriptură, îmi dau seama că masa e simbolul prieteniei pure. Să o zicem așa, sau simbolul unei prietenii bune. Unui lucru un pic mai așa, da? Când trebuie să rezolv un aviz cu domnul Costache, Ionache, în fine, Xulescu. Mă duc el până la Vivo și servim un cappuccino. Rezolvăm avizul și relația noastră e la atât. Am nevoie de documentul respectiv, trebuie să facă nu știu ce, la casă, cu curent, cu... în fine. Dau un exemplu banal. Dar relația mea cu omul ăsta e atât. Ne-am văzut, da, sigur, putem schimba cuvinte, putem să zicem, mă, tu știi pe Hristos, da, ne putem adânci și putem chiar să naștem o relație cu Xulescu de la avize. Și aia e posibil și ar trebui să fie foarte posibil pentru noi creștini. Dar ce vreau să subliniez aici, în momentul când îți chem pe cineva la masă, da, spui luni seara, avem familia Xulică, la noi de la ora 6, se întâmplă un lucru, n-am să mai planific ceva la ora 8, nu? Pentru că știu, mă, vine familia cu tare de acolo, va fi. Și se face că e ora 11 și pleacă acasă. Și am avut 5 ore cu familia respectivă și au trecut ca 5 minute. De ce? Pentru că îi o plăcere și o bucurie și o onoare să fiu în prezența acestor oameni. Au zburat 5 ore ca și 5 minute.
Dacă deschide cineva, voi intra la el și voi cina cu el. Din perspectiva asta trebuie înțeles ce vrea Iisus Hristos să ne spună aici. El nu intră, el bate. E gentleman. Dacă e deschis, nu e mai așa gentleman. Se duce direct la the big cat. Se duce la ce e mare. El intră și cinează cu tine și e ferice de tine dacă el ia masa cu tine. Unde a intrat și a avut masă, citiți. Citiți ce se întâmplă cu Zacheu. Citiți. E așa o mare onoare să intre Hristos la noi după ce am deschis ușa și să aibă masa cu noi. Și noi în relațiile noastre, dacă stăm să le cântărim sincer, cu cei pe care ne facem cei mai apropiați, ca așa ne îndeamnă viața, servim și câte o ciorbă de burtă, câte niște mititei și parcă e relația un picuț mai adâncă. Așa mi-a plăcut lucrul ăsta, l-am înțeles și cred că a fost de folos să-l înțelegem perspectiva asta. Iată, eu stau la ușă și bat dacă aude cineva și deschide, da? Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și el, Iisus Hristos, când vine, nu bate și deschis și zice, poți numai un ceai rapid că s-a ocupat cu evrei, s-a ocupat cu grecii, s-a ocupat, deci eu am câteva milioane pe cap, tu ai numai 5 cântări de pregătit pe duminica alaltă, eu am multe de pregătit, un ceai urgent și am plecat, sau el nu face ca vecinul de la 2, n-aveți cumva un încărcător de iPhone, că mi s-a dus și trebuia să văd meciul. Nu, Iisus Hristos în momentul când îi deschizi ușa, va intra la tine și va cina cu tine. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. Și nu uităm că Iisus e Cel care a murit la Golgota pentru noi și El este culmea dragostei. Gustă și vezi ce bun este Domnul, să gustăm, dragilor. Deci, caută, cum era celălalt verset, să căutăm. Și dacă vreun om caută, imposibil să lese o viață de om să nu găsească. Mai sunt niște versete care spune că cine bate, îi se deschide. Cine caută, găsește și continuă, da? Deci să ai cea mai perfectă încredere și deplină încredere că dacă tu vei căuta fața lui Dumnezeu, dacă tu îl vei căuta pe Dumnezeu din toată inima ta, îl vei găsi. Și dacă ai probleme în seara aceasta și îl cauți și îl rogi, El îți va răspunde. Și dacă nu îți răspunde azi, îți răspunde mâine sau răspunde peste 3 luni. Sau după 3 luni realizezi că acea încercare, de fapt, e rotirea pe roată și te-a făcut vasul care vrea să ajungi să fii. Și, cum spuneam, El nu forțează pe nimeni, de aia zice că bate. Ai libera ta alegere și vreau să înțelegeți un alt lucru și să-L înțelegem toți. Domnul Iisus Hristos, fără de noi, este tot Hristos. Deci, Iisus Hristos fără Adi, e tot Hristos. Dar Adi, fără Hristos, e un eșec pe 2 picioare. Care poate se mai zbate 5, 10, 20, 30, 50 de ani să fie, dar în ochii lui Dumnezeu ăla e un nimic. Adi fără Hristos e un zero, e un nimic. Deci noi avem trebuință de Hristos. Mai mult decât El ar fi avut trebuință de noi, dar totuși El ne iubește, ne caută, bate la ușa inimii noastre și când căutarea mea cu căutarea Lui se intersectează, se creează acel frumos, acea inimă restaurată. Dacă asculți mesajul acesta, haide și te rog să treci de la ascultător, cum ziceam la început, la împlinitor. Și Doamne, ajută-ne să împlinim Scripturile. Psalmul 19, 1. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și întinderea lui, lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Ce versete adânci și extraordinare. Deci, bunătatea lui de multe ori și subtilă și fără de vorbe. Nu de fiecare dată, dar și așa se poate întâmpla. Din versetele ce le citeam acum, putem vedea și lucrul acela. Fiecare zi e un dar de la Dumnezeu și reflectă bunătatea Lui. Pune-te, rog, Iacov 1:16. Nu vă înșelați prea iubiții mei, frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umblă de mutare.
Toate lucrurile, să știți că se schimbă, dar Domnul nu se schimbă. Și când înțelegi că doar bunătatea lui Dumnezeu te ține, Doamne, te rog prin Duhul Tău cel Sfânt, pătrunde-ne Tu mințile. Când ești în eșec și la început dădeam acele exemple așa mai traumatizante, hai să zicem, soția ți se schimbă, fratele tău, tatăl tău, vezi niște schimbări, că sunt niște presiuni și așa. Când cei de la locul de muncă îți transmit că în scurt timp poziția ta va fi preluată de altcineva. Și am putea pune aici atâtea când, atâtea situații. Momentele alea când trecem prin atâtea lucruri, sunt momentele când trebuie să realizăm, Doamne, trebuie să fiu dependent de Tine, trebuie să știu să mă arunc în brațele Tale de tătic. E ca și acel proverb care spune, nu pot să văd pădurea de copaci. Așa e? Cred că dacă mă uit prin sală, toți care suntem aici respirăm, așa e? Văd un singur frate aici, scump, care, după cum îl văd și ne știm de ceva vreme, nu are posibilitatea să umble, dar noi restul așa e că putem umbla. Te-ai gândit vreodată să iei lucrul ăsta ca și o bunătate a lui Dumnezeu pentru tine? Să nu credeți că El nu merita și noi merităm. Dumnezeu face lucruri neînțelese și El își are modul Lui de a lucra. Te-ai gândit că vezi? Te-ai gândit că am putut rosti împreună Tatăl nostru și să cântăm cântări și dimineață și acum seara? Nu este un har să ai grai, să poți să te exprimi? Să stai lângă un om și să vrea să-ți transmită ceva și tu să nu-i înțelegi semnele, să știi că e harul lui Dumnezeu. Faptul că auzi, poate nu-ți place ce auzi acum, dar și ăsta e un har că auzi. Și ăsta e un har că auzi. Aș vrea să aud orice, numai să aud. Vezi, pipăim, gustăm cele 5 simțuri. Important e să realizăm de la cine avem aceste lucruri și bineînțeles că sunt de la Dumnezeu, dragilor. Și acum poate ne punem întrebarea, dar unde să-L căutăm? Ei, oricât ne-am uitat noi, cred că cel mai potrivit loc posibil de a căuta pe Dumnezeu va fi și rămâne biserica Lui, trupul Lui, un loc ca acesta. Ce s-a făcut aici dimineață, ce s-a făcut aici joi, ce se face aici în seara aceasta. În asemenea locuri îl găsești. La o evangelizare, într-un loc public, îl găsești. La un grup de casă, într-o cameră cu 5 familii, îl găsești. La momentul de repetiții, când stau aici tinerii și se apropie și se străduie să învețe și se roagă și spun cu sinceritate, Doamne, fii cu noi, că parcă se leagă greu lucrurile, îl găsesc. Dacă merge în Oser să-ți mai iei ceva chestie, nu-i mediu. Dumnezeu e găsit în mediul Lui. Zice, casa mea se va numi un loc de rugăciune. Acum, sigur, în nou legământ e vorba și de noi, ca și temple ale Duhului Sfânt și e vorba mult mai mult de 2 sau 3 adunați în numele Lui. Poți să ai și părtășia ta intimă și mă duc și pe zona asta. Unde să-L cauți? Aici. În Biblie. E un alt loc extraordinar. Scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi și să aici mii și sute de mii de pilde directe de la suflet la suflet pentru noi. Unde să-L cauți? Cum vă spuneam, pe cruce, cum ne-a vorbit El prin Fiul, Iisus Hristos, dragostea dumnezească de pe cruce. Un alt lucru, un al doilea, că aici erau 3 chestii practice, ascultarea. Vrei să ai parte, să gust, să vezi cât de bun este Domnul, ziceam să-L cauți, după un alt lucru să asculți. Dumnezeu îi place să vadă că asculți de El. Dacă zice, du-te stânga, păi te duci stânga, se poate împotrivi omenirea, tot te duci stânga. Ai ascultare, da, mă costă, da, mă doare, da, mă contează, asculți, ascultarea. Mai mult decât jertfele. Al treilea lucru, să rămâi ferm, stabil, să insiști, să persiști și îl vei găsi. Când îl cauți cu seriozitate, îl găsești. Cine bate, îi se deschide, cine caută, găsește. Nu vreau să trec de la acest segment practic fără să menționez și faptul că vei da și ei de probleme. În momentul când îl cauți, e normal
pentru că tu deja ai intrat într-o zonă în care ai declarat un război confortului și morții tale, poate spirituale, comodității spirituale. Zona aia de confort, Satana e foarte mulțumit când o avem. Bă, dar cum să nu fiu eu? Bunica creștină, străbunicul creștin, pe mine m-a botezat la, așa, la 8 luni, sigur că mi-a zis mama, ai poză, mă, am un alt negru, dar nu știu sigur dacă-s eu. Dragilor, e vorba aici de relația ta cu Dumnezeu. Și momentul când intri, să gust să vezi ce bun e Domnul, se deschide cerul pentru tine, pentru sufletul tău și normal să intri într-un război spiritual. Lui Satana nu-i place lucrul acesta. Orice treaptă spirituală, orice adâncire în lucrarea Duhului Sfânt, orice lucru de genul, tulbură enorm de mult lumea spirituală și văzduhul, cum auzeam vorbindu-se aici de dimineață. E o tulburare enormă în Duhul. Deci nu fi surprinși, vorbind de adeseori cu oameni care se botează. Vai, ce greu a fost aia și înainte, și împotrivire, și părinți, și din astea, și după, și iarăși, și telefoane, și... E normal, e foarte normal. Și vă spun lucrul ăsta, nu să vă speriați. Vi le spunem să fiți conștienți. Umblarea cu Hristos și gustarea din Hristos e vrășmășie cu lumea, e vrășmășie cu iadul, cum spunea mai devreme la închinare Radu. Sunt îngerii lui și îngerii lui. E un război imens spiritual în Duhul. Dar să îndrăznim, pentru că cel ce a biruit e mai tare. Numele lui Iisus Hristos și gloria și slava și cinstea să fie a lui în vecii vecii vecilor. Ce se întâmplă când guști și vezi? Am găsit un pasaj așa de frumos. Marama ți-e luată de pe ochi. Poate și noi, și experiențele mele și ale voastre, am avut pasaje a vieții când am crezut că știm câtva și nu e așa, că e o umblare constantă și continuă și sunt anumite situații prin care treci și la un moment dat, după un anumit număr de ani, parcă zici, wow, totuși parcă e o nebuloasă, momentul ăla de atunci, pasajul ăla din 99 până în 2001, wow, chiar nu știam. Așa de puțin știam, credeam că știu totul. Când încep, crezi că știi totul și pe măsură ce mergi și când îl citim pe Pavel, la sfârșitul scrierilor, termină el așa mai spre sfârșit, Pavel, cel mai păcătos dintre oameni. Dar la început era un pic mai curajos. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, vedem cât de nemernici suntem. Și faptul că nu faptele noastre, nu strădanile noastre, ci e numai harul lui. Numai harul tău mă ține. Pune-te, rog, 2 Corinteni 3, 12. Un text așa adânc și nu vreau să-l prea pătrundem, că acolo e alt mesaj. Dar hai să-l citim. Fiindcă avem doar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o maramă peste față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. În momentul când ai gustat și ai văzut cât de bun este Domnul, ți se limpezesc ochii și mintea. Și continuă versetul 15. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul, ceea ce e vorba de evrei, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Și așa e și în dreptul nostru. Nu, noi suntem români, noi ne-am născut creștini. Nu e așa, dragilor. A fi creștin înseamnă a avea o relație personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a-L primi pe El în inima ta ca și Domn și Mântuitor peste viața ta. Orice altceva din trecutul nostru, unchii noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri, oricâte icoane am pupat și oase și orice am făcut noi, orice mătănie, ori de câte ori am mers în... pe la mănăstiri, știu eu, orice lucruri, nu vin să vă spunem că sunt rele. Singurul lucru e să guști și să vezi cât de bun este Domnul în mod personal
și să intre mântuirea lui Iisus Hristos în viața mea și în viața ta. Cât de adânc și de minunat este acest text care l-am citit, se aplică și la noi, dragilor, și cum ziceam, nu-i numai pentru evrei. În Hristos vedem bunătatea lui Dumnezeu și numai prin El marama este luată și vedem cum El ne vrea să vedem. Și știți care e rugăciunea mea? Doamne, în umblarea asta cu Tine, dacă este un pic mai mult și ar mai fi ceva de experimentat, nu mă faci orfan de faptul ăsta, de lucrul ăsta. Când citim prin Scripturi, de atâtea ori e vorba aici de daruri duhovnicești, și poate suntem ispitiți să dăm paginile mai departe. Eu-s bine, dacă se închide ușa raiului cu mine acolo, chiar pe toc, așa, chiar dacă simt un pic toc, un pic, îți mulțumit. Să nu fii așa, dragule, să fii nemulțumit. Rugăciunea ta să fie tot timpul, Doamne, orice lucru care Tu l-ai lăsat pentru creștinii Tăi, pentru oamenii Tăi de pe pământ, pentru tot timpul acesta de când ai murit la Golgota până când vii să-ți iei biserica Ta și să-ți iei mireasa Ta și să mergi în slavă, Doamne, mă rog, destănuie-mi și mie lucrările Tale, mă rog, fă-mă și pe mine părtaș de orice lucru bun care L-ai pentru noi. Când îți iei în căsătorie soție, aș fi mulțumit numai așa, parțial. Simi, cât înseamnă să fii tu soția mea, legal, să avem 3 copii drăgălaș relativ. Dar nu mai mult, știi că să nu mă prea stresez și cicălești și treburi de genul. Dar cam cât ar fi limita unde și tu să fii ok, și eu să fiu ok, dar mie între relația asta toată. Mie întrebă numai să dau bine că am certificatul de căsătorie, 3 copii, fain, atât întrebă. Nu, așa e că nu e așa. Vreau tot, vreau față de copiii ăștia să fiu un tată fain, invers, să găsim respect și prietenie, vreau să pot să-i spun ei tot, să-i spun ce mă doare, cine să mă înțeleagă mai bine dacă nu soția mea? Cine? Tu știi, Nati, cum? Doamne, Tată, fii Tu cu noi! Dragilor, Pavel, mai țineți minte că acum era vorba de marama aceea, momentul când Pavel se întâlnește pe drumul Damascului, Saul, cu Hristos care i s-a arătat, lumina aceea i-a dat acea stare încât pur și simplu a orbit. Și când se roagă Anania, zice că ca și niște solzi au căzut de pe ochii lui. Așa se întâmplă de multe ori și cu noi. Și credem că le avem pe toate. Păi Pavel era unde o studiat el și ce era el ca din punct de vedere evreiesc, ca din punct de vedere religios al vremii lui, l-a luat Hristos de undeva de foarte sus și totuși era un nimic. Petru, mai știți pe Petru? Până la moarte, tai urechi, tot ce trebuie, trec și la altceva dacă e cazul. Și îi spune Hristos și mă repet iar, am mai zis lucrurile astea, adevărat îți spun, Petre, că nu va cânta cocoșul de 3 ori și deja te-ai și lepădat și tu de 3 ori. Și știți unde culminează dragostea lui Hristos și lui Dumnezeu față de Petru? Măi, să fie așa un mișel și așa un laș, să se jure în față la cei care știți ce a spus. Nu-l cunosc. Putem merge să citim, dar lăsăm acum. Și Iisus Hristos, culmea dragostei, pentru că și vedea viitorul. În loc să-i zică, nu, ți-am zis cocoșul, cum a fost cu cocoșul? Ce ai simțit când ai auzit cocoșul? Nu. Petre, mă iubești? Da, nu, mă iubești, mă iubești, paște, paște. Asta e dragostea. Asta e dragostea lui Hristos. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Petre, mă iubești. Vedeți bunătatea lui. Dumnezeu l-a reabilitat. Varianta umană era să țină o lecție de aia cum să face în Cluj. Puse frumos pe puncte, sub puncte, unde odată în stânga, lepădarea 1, 2 și 3 pe sub puncte, treburi, făcut un pic o travă cu întrebă, trecut și pe la cult un pic cu el, să-și revină, nu? Petre, mă iubești.
Pentru că Domnul Iisus Hristos știe că în momentul când te confruntă cu chemarea la iubire, cu întrebarea iubirii, El deja știe că la nivelul de aici totul se topește, pălește focul flacării Lui, pălește tot, adânc, adânc. Atâta putere are Hristos în cuvintele Lui, că nu mai era nevoie de prea multă, nimic altceva, atât. Și-a și produs restaurarea. Și Petru este un om nou pentru totdeauna. Și s-au scris și s-au făcut lucruri extraordinare prin acest apostol minunat. Vedeți voi, problema nu este la Dumnezeu în momentul când spui, așa e ce mult ne-am întâlnit cu, și eu m-am întâlnit și voi toți, mai ales oamenii care sunt, bineînțeles, într-o zonă așa în care n-au credința în Dumnezeu ca și suveran și Iisus Hristos ca și Fiul al lui Dumnezeu și așa, dar totuși au tendința, dar toate relele din lume, copiii bolnavi care se nasc, handicapurile, situațiile, ce Dumnezeu e bun e ăsta? Cel puțin odată, dacă nu de 3, de 10 ori în viață, fiecare din noi de aici am auzit lucrul ăsta. Și dragilor, problema nu e la Dumnezeu. Problema e cum îl vedem noi pe Dumnezeu. De ce punem pe seama lui tot răul? De când e Dumnezeu rău? De ce nu spunem din cauza celui care s-a ridicat și a vrut să fie mai presus, a vrut să-i se închine toți numai lui și a fost izgonit și aruncat afară? De ce nu punem pe seama lui? Ar fi mai realistic dacă chiar e vorba de pus vina. Atunci când guști și vezi cât de bun este Domnul, devii un om nou. Pune-te, rog, 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și îl dau exemplu și pe apostolul Ioan. S-a vorbit mult de el aici, că e apostolul iubirii și așa e apostolul iubirii. Dar mai știu o scriere despre el, că Ioan, fiul tunetului. De ce crezi că s-a scris Ioan, fiul tunetului? De moale ce a fost? Eu cred că el cândva a fost un fiu a tunetului. Dar dragostea și bunătatea lui Hristos în acei 3 ani de umblare cu el l-au făcut apostolul iubirii. S-a întâlnit cu pieptul lui Hristos. S-a întâlnit cu adevărata bunătate dumnezeiască și în momentele când a umblat 3 ani cu el, a văzut vindecări. A văzut cum sfătuia oamenii. A văzut toată bunătatea lui și a culminat la un lucru. Pe Ioan nu l-a interesat că va muri, nu l-a interesat că oare ce se va întâmpla cu el în momentul când Iisus Hristos a fost hărțuit și dus spre moarte. Ioan s-a dus și el. Ioan a vrut să vadă tot. Și apostolul iubirii s-a uitat și a văzut cel mai frumos lucru posibil de la Iisus Hristos. În cei 3 ani l-a auzit vorbind. Și momentul ăsta l-a văzut făcând fapta faptelor. Culmea dragostei lui Hristos. Să stea atârnat între cer și între pământ și să înceapă noua predică, care e epoca noastră, celor de acum. Iartă-i, căci nu știu ce fac. Ăla e titlul. Și predica asta continuă de 2000 de ani. Și m-a iertat în 1999, și te-a iertat, și te-a iertat, și te-a iertat. Și dacă ești în seara aceasta și încă nu te simți iertat, te iartă și crede. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede, Doamne ajută-ne să fim din aceea credincioși care credem în jertfa Fiului Tău, Iisus Hristos. Cum îți dai seama dacă ai gustat și ai văzut? Să spui așa, am fost ani de zile orb, dar știu că sunt restaurat, am gustat și am văzut cât de bun în El. În momentul ăla când îți amintești și pui degetul, da, până la momentul de, data de, am fost într-un mod și după aia a venit bunătatea lui Dumnezeu. Atâta timp cât nu ne întâlnim cu Hristos,
Avem doar un set de reguli, cum spuneam, o religie. Chiar să avem fapte morale. Dar în momentul când gustăm din el, se așează noul om în noi. Bunătatea lui trebuie să fie simțită de cei din jurul tău. Bunătatea lui în tine să fie simțită de cei din jurul meu. Și vreau să mă apropiu așa mai încetus de final. Dumnezeu e bun, amin? Ce mi-a plăcut aminul ăsta. Întrebare, cum trebuie să fim noi? Bun. Aleluia, ajută-ne, Doamne, trebuie să fim buni. Și citea fratele Liviu așa de frumos joi seara aici și vreau să reiau puțin. 1 Petru 2:1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, ajută-ne, Doamne, așa. Vreau să mai merg la câteva versete care vorbesc despre cât de important e să avem și noi bunătate la rândul nostru. Nu doar să ne minunăm de bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vrea să vadă și noi bunătatea Lui. Proverbe 19:22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Am vă dau o mică ilustrată. Cred că majoritatea din noi a mai fost și la, în urmă cu ani sau mai recent, unii în fine, la un meci de fotbal, nu? Mai ales când era România înscrisă sau CFR-ul sau știu eu, noi cu Australia, o vreme în urmă eram pasionați când au jucat o dată cu Argentina și au bătut Argentina bine, în fine. Dar se întâmplă ceva interesant pe stadion și vă dau pilda asta. Oamenii acolo joacă și când o echipă cu tricourile albastre, să zicem, le merge treaba un pic mai bine și se încadrează să înscrie, da? Și când echipa cealaltă vine, aceiași oameni, poate prea ușor să fie așa și între și noi. Și de multe ori lucrul ăsta se poate întâmpla și în slujire. Și asta e o chestie care să o vedem legată de bunătatea din noi. Când vezi cum au mers Denisa, Radu, Adriana, Darius, Nati în seara asta, micuțul fără gău la percuții, tu poți după programul ăsta să mergi să-i încurajezi și să știi că încurajarea poate să rămână în mintea toboșarului o viață de om. Și gratuit să faci. Du-te și fă-o. Sau poți să-i zici altceva. La cântarea 3, versul 4, un pic gama. Una din voi, nu știu care, că nu, dar una din voi, un pic numai. Și să știi că așa aia va sta o viață cu ea. Așa e cu galeria. Să învățăm să fim din aceia care, haideți, mai spuneau așa alți predicatori aici, să încurajăm, avem echipă de mijlocire, da? Rugați-vă, măi, fratele Mihens, la mesaj, ne rugăm pentru el. Mi-ar plăcea de fiecare dată când suntem aici la închinare și urmează cineva să vorbească, să facem o rugăciune specială pentru cine urmează să aibă un mesaj aici pentru noi. Echipa aia de mijlocitori, să mergeți 3-4 într-o cameră, să vă rugați. Am fost la niște evangelizări și omul ăsta care predica, îmi zicea, cel mai important lucru de la evangelizarea asta e nu echipa de cântăreți, nu faptul că suntem noi aici, nu faptul că se adună câteva mii de oameni pe stadionul ăsta. E faptul că acum, echipa care a cântat, tot timpul predicii, o să stați după paravanul ăla de cărămidă și când ați auzit că fac citirea, până auziți că am terminat cu chemarea, voi stați acolo și vă rugați. Și așa de mult am învățat din lucrul ăla. Și îmi spunea, numai lucrul ăla face bătălia în Duhul și să ne dea nouă izbândă. Și alții care se roagă. Să avem lucrul ăsta noi. Simțământul ăla de a simți cu cei care slujesc și primirea, și grupul de casă, și copilașii care pleacă în tabără peste săptămână. Orice lucrare bună, orice lucrare bună, toate spre zidirea trupului lui Hristos. Haideți să fim așa, dragilor, să cântărim. E o treabă rațională, să ne evaluăm noi fructele din noi și Domnul să ne ajute să avem bunătate multă, e vital să o avem ca și creștini. Pune-te, rog, și Proverbe 3,
De la 3 citesc câteva versete. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât și scrie-le pe tăblița inimii mele, așa îmi place versetul acesta, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile și El îți va netezice cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Atâta scriptură, i-am dat la sora acolo în spate, zice, wow, zice, 39 de referințe. Da, pentru că tot ce ne interesează de la o predică e scriptura. Să mergem cu ea acasă și să intre în noi. Iubiți frați creștini, versetul acesta e pentru noi. Pune-te, rog, Iacov 4:17. Hai să-l citim împreună. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Ce ne spune versetul acesta? Dacă tu știi să faci bine și nu-l faci, e un păcat. Când am văzut versetul ăsta, wow, păcate de omitere. De câte ori mi-a trecut binele printre degete? Trimite un verset mâine dimineață la cineva și mai scrie după aia, să știi că Hristos te iubește. Poate e un lucru banal. Dar știi ce? Generația asta, cum auzeam și de dimineață, să știi că e mult mai mult aici decât aici. Și dacă nu reușim să le-o spunem de aici, fii înțelept și spune-le-o de aici. Ani de zile am luat mult ocară. De ce trimit versete zilnice? De ce trimit gânduri zilnice? De ce pun cântări zilnice? De ce pun mesaje zilnice? De ce sparte la câteva sute de grupuri? Pentru că am văzut că are un efect pozitiv și bun. Și cât timp voi avea puls, am să continu lucrul ăsta. Când aveam un Nokia 5-10, le mai știți? Trimiteam doar Iacov 4:17. Că atât am lăsat Vodafone. Când mi s-a dat voie la câteva litere în plus, am reușit să spun tot cu tot versetul și m-am bucurat foarte mult. Și mă costa 50 de cenți un mesaj și le trimiteam la foarte mulți, că m-a interesat foarte mult. Când s-a dat voie la mai mult, aleluia, că am putut să facem grupuri cu 300-400 de oameni și nu odată îl trimit și ajunge la 400 odată. Și ăla e un impact. Și câte unul zice, bă, ce încerc să fac? Știi ce încerc să fac? Să continui ce am făcut din 1999. Aia încerc să fac. Dar în fiecare zi tehnologia înaintează. Și dacă suntem înțelepți, o folosim spre slava lui Dumnezeu. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Pune-te, rog, și Proverbe 21:21. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă, Galateni 6:9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de plictiseală, oboseală. Ajută-ne, Doamne! Tesaloniceni 2, Tesaloniceni 3:13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Bunătatea e și roada Duhului Sfânt. Absolut că e roada Duhului Sfânt, pune Galateni 5:22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea. Gustașii vedeți cât de bun e Domnul. Și acum e vorba de bunătatea care intră în noi prin roada Duhului Sfânt, alături de aceste frumoase caracteristici. Facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Dacă voi ați gustat și aveți și harul să aveți și copilaș, duceți-i și pe ei la acea gustare de Domnul. Avem din partea lui Dumnezeu suficient suport scriptural care ne îndeamnă. Învață pe copil de mic calea și Doamne ajută-ne și să ne ajute Domnul și în familia noastră și în familia voastră. Culminarea bunătății Lui este jertfa lui Iisus și vreau să fac o ilustrată. Se spune că era un general foarte, foarte iscusit într-un imperiu, nici imperiu n-are importanță care îi, și generalul ăsta
Era peste o armată atât de puternică, care oriunde mergeau, aveau numai biruințe în luptele lor. Și el avea un compas. Și se folosea de compasul ăla așa strategic, cu direcții, și foarte mult iubea compasul respectiv. Avea și un fiu care îl iubea foarte mult. Și zicea: tati, nu vrei să lași numai pe ceilalți să meargă la următoarea bătălie, tu să stai să ne jucăm noi arcuri în pădure, să ne jucăm toporașe în pădure, să... Hai, te rog, dragul tatălui, te iubesc, tot e așa, dar nu pot. Deci dacă eu nu sunt acolo în luptă, lupta nu merge la fel. Trebuie eu ca general să fiu acolo, nu pot. Și micuțul băiat vedea că tatălui nu pleacă niciodată fără compas. Și o zi, știu rezolvarea. Îi ascund compasul. Dar se întâmplă altceva. Generalul își găsește compasul și urmează să plece la o luptă foarte importantă. Și așa de mânios în furia lui, a luat cuvântul în fața armatei și în fața oștenilor și familiei și toți locuitorii de acolo și a spus: cel care a luat compasul va fi omorât astăzi. Și a fost liniște. Și era atât de sigur generalul pe cuvintele lui, pentru că avea un succes foarte mare. Și vine fiul lui și zice: tati, eu l-am luat ca să te joci cu mine. Și acum tot poporul stătea să-l vadă pe general, cu atât mai mult acei gică contra, acei cârcotași. Da? Hai, generale, să vedem. Și spune istoriara că generalul a zis: da, eu am dat decretul ăsta, așa am să mă țin de el. Și s-a urcat la călăi și urma să-l execute. Și pe când se execute pe copilaș, generalul a dat copilașul la o parte, s-a pus el și a spus călăului: dă-i, îți comand acum, dă-i. Și călăul a dat. Și s-a irosit viața generalului și a fost răscumpărat micuțul. Știi ce e micuțul? Ăsta memorișor de aici. Când te botezi? Și pe aproape așa e. Darius, tu ce mai aștepți? Așa de mult a făcut Hristos pentru noi. Așa de mult. Și și-a început predica: Doamne, iartă, pentru că nu știu ce fac. Psalmul 25:6. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, că sunt veșnice. Nu-ți aduci aminte de greșelile din tinereța mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. Psalmul 27:13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul, ne cercetăm în Duhul. Psalmul 40:10. Nu ține în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu îmi vei opri îndurările tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Psalmul 36:5. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Psalmul 51:1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Ai în seara aceasta fără de legi, rogă-te și tu așa, șterge fără de legile mele. Alt verset care ne cheamă la bunătatea lui, Roman 2:4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Ieremia 31:3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc,
Te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Psalmul 119-103. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele. Mai dulci decât mierea în gura mea. Vreau să o chem pe sora Magda să cântăm și o cântare. Și vreau în cântarea aceasta, în timpul acestei cântări, nu vă uitați la noi. Uitați-vă mai bine la mochetă. Și cântarea, de fapt, e predica până la urmă. E tot Psalmul 34. Haide, te rog. Și spune un alt verset, Psalmul 33:3. Cântați-i o cântare nouă. Face să răsune coardele și glasurile voastre. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Alegi drumul păcii cu El să trăiești, că mari bucurii doar prin El întâlnești. L-am căutat și El mi-a răspuns, a alungat teama și grija de atunci. Mi-a luat rușinea, șters toată vina și o viață nouă mi-a dăruit. Ce ca Domnul al meu Dumnezeu te cheamă pe nume al Lui tu să fii și viață eternă tu vei dobândi. Ferice de tine, de cauți și tu să-ți pui toată viața în mâna Lui. Iertare, nădejde, credință de acum, primește-L pe Iisus, e singur.
Hai vino și gustă. Ferice e de te.